Cele mai multe dintre caramboluri au avut loc între kilometrii 106 și 120 ai autostrăzii A1. Șoferii s-au trezit dintr-o dată pe stradă cu un strat gros de polei și nu au mai putut controla mașinile. În această situație, autoturismele au fost ca niște sănii. Plătim în rovinete degeaba, nu se dă cu absolut nimic, nu se intervine pe drumurile naționale. Am ieșit dinspre Găiești, de la Găiești până aici, unde s-a întâmplat impactul, nu s-a dat cu absolut nimic. A fost foarte alunecoasă și n-am mai putut să redresez mașina sub nicio formă. Am văzut, v-am făcut semn, dar de noi eram acolo, pe mine m-a lovit un băiat din spate. Pe parcursul a 15 km s-au produs cel puțin 10 caramboluri, două dintre ele cu câte 6 mașini. Multe dintre ele nici nu au fost anunțate autorităților. Polițiștii ajunși la fața locului au acționat preponderent pentru deblocarea străzii. Tot traficul care venea de pe autostrada 1, de pe sensul București către Pitești, a fost deviat prin municipiul Pitești pentru a preîntâmpina producerea altor evenimente pe fondul carosabilului acoperit cu polei. În urma acestor accidente, cel puțin o persoană a ajuns la spital. Pagubele proprietarilor de mașini sunt foarte mari. Majoritatea autoturismelor sunt lovite și în față și în spate. Mulți spun că se vor îndrepta împotriva responsabililor sectorului de drum care nu au dat cu material antiderapant.